găsit, doamnelor și domnilor. Începe o săptămână absolut fenomenală la Exclusiv. Veți vedea despre ce este vorba. În primul rând, pentru că avem invitați cu totul și cu totul special astăzi și mâine, cum se spune, da? Sigur că salutul zilei de astăzi n-ar trebui să fie bun găsit. Doamnelor și domnilor, să trăiți înfăriți, ci ar trebui să fie Hakuna Matata. Vrem să aducem aici o piscină și bucătarul nostru să se arunce cu fundul către dumneavoastră, cu fotografiile noastre, ca să fim și noi bine, cum sunt și alții. Că am văzut că e bine, frate. Mai ales pe acolo, în Zanzibar, e treaba. Da, nu facem noi politică, dar mi-a plăcut procesiunea în sine. Mi s-a părut chiar original. Și cu un Hakuna Matata toți suntem datori, dacă e să fie bine. Ați văzut, după cum scrie și pe burtieră, vine Mircea Baniciu numai peste câteva minute. Arando Marchez împreună cu Cristina Bălan, o să vedem cine, ce și cum. Plus multe alte surprize, teste, nebunii, informații și din seria Pace, pace între două personaje. Avem episodul 2 din războiul dintre Florin Salam și Jador. Pentru că situația este, cum spunea o celebră poetă, e gravidă și prezintă umflături. Da? De la Nina Casian vine asta. Pentru că, iată, după ce și-a intrat și țancă, după cum ați văzut, să facă pace, să spună că, domne, Salam e tăticul nostru și așa și pe dincolo, dacă Jador a luat piesa, cum facem? Florin Salam nu s-a oprit aici. Florin Salam a făcut acum ceva mai mult. O să spuneți dumneavoastră dacă e prea mult sau nu. L-a atacat pe Jador chiar la mama lui. Dacă avem materialul dedicat acestui moment glorios, o să vă rog să-i dăm drumul până atunci. Însă, pentru că avem atâția invitați azi, îl iau de la început pe domnul Salomia să ne spună ce gătește. Ia ziceți, domnul. Salut, Cristi. Astăzi vom pregăti, preparatul nostru de post va fi un stroganoff de legume, o rețetă cu specific nemțesc, Germania, Austria, în zona aceea, și vom face preparatul... Pentru turneul final, am înțeles, face un stroganoff ca să știm unde mergem. Da? Nostru în care vom folosi carne va fi un chili con carne, cu niște lipi frumos de tortilla, puțin lime, un ardei iute, puțin coriandru și foarte multă cărniță. Dacă e cu cărniță, să vedeți ce cărniță e în scandalul ăsta dintre Jador și Salam. Ia să vedem materialul ca să știm de la ce ne luăm, cum spun ei. Salam și Jador nu e nici pe departe încheiat. După ce Salam și-a acuzat colegul că i-a furat piesele, scandalul a luat amploare, iar la mijloc ar fi picat și mama lui Jador. Ce pușcărie ești, prostă? Auzi cum spune. Domne, tu ești de seamă cu tata, adică cum ar veni, suntem la trecuți. Nu mă-s de seamă cu mata, nu cu tatu. Sunt mai mic, adică tatu e în prima mare, să dă seama cum mă ta. Probabil când veneam eu la concerte pe acolo, venea mai câta la concertele mele, sunt sigur. Dar venea ca fan, nu ca... Uite, mă faci de meu și vreau palmă pe aici. Aiurea. Da. Deci, dacă nu mă înșel, eu am văzut o dată pe maică care au făcut al meu pe acolo, prin râmnicul sărat, nu știu. Da, păi vezi, dacă eu îi spune că sunt în seamă, cum poate să apucați. Mi se pare că subiectul s-a dus dintr-un sens, într-un cu totul alt consens, dintr-un subiect profesional legat de muzică, într-un subiect personal legat de mama mea. Și anume, mama mea a fost comparată cu o fană de-a lui Florin Salam care vine la concerte și... niște semne obscene pe acolo, eu îmi dau seama și toată lumea își dă seama. Mama mea este o sfântă, Florin Salam, mama mea este o sfântă care a crescut 5 copii. Vai de capul ei. Eu nu pot să stau ca să calce cineva demnitate în picioare. E vorba despre mama mea aici, da? Nu lăsați pe nimeni în viața asta să vă jignească familia, pentru că familia este sacră, sfântă în viața fiecăruia dintre noi. Și fiecare dintre noi am trebuit să ne dăm seama că nu ar trebui să jignim niciun membru al familiei, nimănui, oricât de supărați am fi. Pentru că există o maturitate, suntem niște oameni care avem Bibliile cu noi, sunt la cântare. Băieți, haideți să revenim cu picioarele pe pământ. Nu suport la nimeni să-mi supere mama mea.
că nu aș rezista să-mi văd plângând pe mama mea. Recunosc eu că s-a ajuns prea departe, pentru că tonul tu l-ai dat pe tema asta, nu eu. Și e greu să dai tonul cu mine, că sunt nebun. Să-mi cer scuze la măicuța lui, la tăicuțul lui, că el m-a făcut să vorbesc așa. Îmi cer scuze, uite, na, eu îmi cer scuze la părinții lui. Însă cei doi nu au căzut la pace, dimpotrivă. Lucrurile se complică și mai tare. Se pare că Jador ar fi fost amenințat să nu cânte în Italia. Există o terță parte care m-a adus și a vorbit cu mine în sensul în care eu să vin la Pordenone. Am acceptat cu drag, pentru că așa e frumos. Și când vii la o cântare, nu-ți dorești decât să fii respectat, să nu te amenințe nimeni, să vorbească frumos lumea cu tine și să se poarte ca cu un invitat, așa cum aș invita un om la mine acasă și mă port frumos cu el, așa cum se cuvine. Nu s-au, bineînțeles că nu s-au îndeplinit aceste condiții și eu nu o să mai pot fi prezent. Doamnelor și domnilor, mama este sfântă și mama lui Jador și mama lui Salam. Amândouă sunt sfinte, pentru că, așa cum spunea regretatul nostru prieten, mama este filiala pe pământ a lui Dumnezeu. Și atunci nu se face să ne luăm de mame. A făcut foarte bine Florin Salam că și-a cerut scuze, că una e să iei o piesă și alta să te legi de familia omului. În rest, înțeleg totuși că această amenințare nu ar avea totuși treabă cu Florin Salam, încă nu avem informații, a fost o asociere, poate, în orice caz, ferească Dumnezeu. Acum, indiferent cât de nebun se declară Florin Salam, să te legi de familia omului când nimeni nu s-a legat de familia ta, nu prea. Cred că mai avem și o reacție, câteva declarații care trebuie spuse. De Santo, care este, lucrează, produce pentru băieții ăștia, este și el cântăreț, spune, el are legătură cu cine are legătură regia, cu Jador sau cu Salam? Cu Jador, da? Când recunosc că în lumea asta mai am și eu mici scăpări, ce să facem? După posibilități. M-am rugat să oprească discuțiile, Jador, pentru că totul este interpretabil în prisma, prin prisma ar veni. Na, cât s-a putut. Vârstei și anilor de muncă în meseria asta nu este sănătos pentru cariera lui pe viitor. Atâta este reacția, prin urmare, Jador s-a potolit, poate se va potoli Florin Salam și v-am spus și mai devreme, când am făcut promo la Focus. Această situație se rezolvă exact cu această formulă magică. Spre exemplu, depinde. Adică depinde dacă mâine, spre exemplu, Salam mai vrea să mai dea puțină carne sau, de exemplu, spre exemplu, depinde dacă Jador mai are ceva de spus. În principiu, la ce le-o folosi, o să ne dăm noi seama într-o bună zi că oamenii ăștia stau pe atâția bani încât nu le mai trebuie altceva. Asta este doar orgoliu pur, pentru că n-au nevoie de promovare, cum mai fac alții. Să mă leg de ăla, știți cum spunea celebru, cum îl cheamă pe ăla? Romeo Fantastic, care spunea că și fetele dansau și noi strigam kids, kids, bau, bau. Astea, înțelegeți ce lume e, o treabă. Dar mai târziu o să ne cânte, poate vorbim cu Mircea Baniciu și o să fie bine. Da. Până atunci însă, o lecuță de publicitate și avem mulți artiști de mare valoare în următoarea parte a emisiunii.
Foarte frumoasă piesa, doamnelor și domnilor, Rando Marcheză, împreună cu Cristina Bălan. Îi invităm aici alături de noi pe canapea să mai vedem unele altele, mai ales că s-au produs schimbări de că nu ne-am mai văzut noi. În primul rând avem una bucată mămică, subțirică, cu trei copilași, hello, iar domnul s-a înjumătățit de că nu ne-am mai văzut noi. Da? Deci subțire este cuvântul de ordine. Ce anume? Subțire este cuvântul de ordine. Da, treabă fină, și treabă eu m-am subțire, mai nu? Subțiat și arat. Și... la, la microfon, domnul, că sunt la televiziune. Așa. Când s-a subțiat, a ieșit o prințesă frumușică. E adevărat? La tine ce a ieșit? N-are rost să spunem că dăm în altele și o oră destul de... După aia trebuie să plătim terapia la deci oameni. Înțeleg că cine nu cine să aude regia, ca să știu și eu. Ștafetă de 4x4x microfon. Al e al tău e deschis? Nu e deschis? N-are nimica. Mai care l-ați boicotat? Îl schimbăm pe vodka. Până atunci însă începem cu Cristina, până când ajunge microfonul la Arando, chiar în acest moment. Nu uitați, doamnelor și domnilor, să ne dați mesaje pe rețelele sociale. Acum lucrurile funcționează. Câte kilograme ai dat jos cu nenea doctorul, înțeleg? Cu nenea, păi fă, nenea doctorul nu se mai poate, Cristi. Se poate, ba, da, eu sunt unde eram eu, un nu? Exemplu. Tu fără nenea doctorul. Cristina, stai că nu, acum câteva. Nu, când am avut aproape 100 de kilograme, nu să ne înțelegem, după sarcina gemelară am avut aproape 100 de kilograme și am ajuns la 53. Adică deci ai dat jos un om, cum ar fi. Un om am dat jos, da. Foarte, adică un om bine, 40 ceva. Eu am dat 60. 60? 60. Omul tău e mai gras decât omul ei. E cu siguranță. Care a plecat, cum ar fi. E cu siguranță. Eu da? Cam vreo 45. Aveam 140. Înainte să intru în operație... Erai mărișor, recunosc. Da. Noi ne știm de pe vremuri, da. Așa este, ne cunoaștem de 10 ani. Da, da. Pe puțin. Ce e foarte interesant este că întâmplător... Nu mâine, poi mâine, se face un an de la operație. Foarte frumos. Nu alergă altfel gaicicile după tine acum? Nu mai zic nevastă mea. Căsătorit. Nu, că nu mai am. Când m-am îngrășat, am vrut să-mi fac mai mare. Nu înseamnă că tu acum, pentru că ești mai slab, nu alerg. Poți să alergi mai tare, că înainte nu puteai. Înainte ți era mai greu să alergi și gâfâiei. Acum nu mai alergi tare, nu? Alergă. Alergă. Ai văzut? Asta e treaba. Cristina este, știți foarte bine, că am urmărit-o unde aproape, o mămică cu trei pici absolut senzațional. Pe frățiorii știți, i-ați văzut, am văzut-o și pe cea mică. Cum ești? Cum foarte, creșteți? Foarte bine, sunt foarte, foarte fericită, foarte împlinită și iată că a venit și momentul să împlinesc și o altă latura mea care a fost pusă pe pauză, da, în ultimul deceniu, aproape ultimul deceniu, să de spun că am mai ani avut... De 10 ani mai fost așa? Păi am avut mici, știi, mici zâcniri. De la voce au trecut 10 ani? Nu, 8. Vezi, mă. Da, măi, dar eu consider că vocea a fost tot așa o zvâcnire, n-a fost o chestiune. Bine, tot de înainte ai avut multă treabă. De la un moment dat, însă, vocea a fost o culme de popularitate. Că e o emisiune cu mare audiență. După care, cât au frățiorii? Câți ani au? 10. Aia e, am înțeles. În ăștia 10 ani ați tras, ați muncit. Și acum cum vă împărțiți? Că acum e mai mult de muncă, nu? Că mai avem și pe cea mică, pe prințesa, vorba lui Aran. Ce să spun, este bineînțeles e mai complicat. Aia, am în trei, da. Dar este și mai frumos. E mai frumos, nu? Da, e mai complet. Cum se pacă ei cu bibelou cel mic al familiei cu ea? Eu am văzut poze, vreau să zic repede un spoiler. Eu am văzut poze și sunt wow. Eu am văzut când o pupă, ai pus o poză și... Sunt drăgăstoși, o pupă, o... Se implică în tot ceea ce ține de programul și ritualurile pentru ea. Schimbat, hrănit, joacă. Până și la somn vor să urce cu mine să culcăm fata, dar eu le spun, vezi că nu ne luăm la joacă, pentru că ei bineînțeles că se distrag. Așa. Și încep să se joace și nu mai doarme fata, evident. Deci, așa, ai slăbit alergând după unul, după altul? Cam da, să zicem mă că da. Mă eram sigur, sau nu, sunt fac, jos. Fac da, fitness. Exact, a zis la etaj să o culci. A, e, da. Fac a fitness, făcut scări, cum se zice. Da. Deci stați un pic să mă laud, nu? Te fac fitness de 3 ori pe săptămână. De-aia am zis, fac fitness. Unde? Acasă? În sat. Avem sală. Deci noi avem un sat atât de modern. Tu locuiești în Norvegia, dar are fitness în sat. Da. Și avem și un antrenor, de fapt doi, că sunt gemeni. Dar cu unul lucrez eu. Nu, stai o secundă, că o fi satul New York, ceva. În ce sat locuiești tu? Vidra. Și în Vidra are sală de fitness? Vidra este sală de fitness. Rulți Vidra, frățioare! Stați să vă explic și... Avem și antrenor, lucrez cu antrenor care... Personal la Vidra? Personal, da. Și care este și foarte bun. Deci a făcut și kinetoterapie, deci cunoaște și dacă e ceva cu spatele sau așa, că noi ăștia mai puri, știi cum e. Mai avem... Tu locuiești în București?
Pitera pe lângă tine. Deci, dacă vezi, n-ai antrenor personal. Dacă locuiai la Vidra, n-am aveai. N-am avut nici când am stat la țară, că și am stat la țară. M-am mutat în București când am strâns bani de apartament, că până m-am mutat la apartament, am stat la Siliștea. Snagovule am avut casă. Era și acum casă. Erai vecin cu Sorin Roș Castănescu, cu Angel Ionescu pe colț, cu Sorin Mărcuș, acolo la Siliștea. E mai sus un pic domnul Sorin Mărcuș de mine. Păi da. Nu știi? Dar tot la țară e. Stătea în sat de Baștanda, acum nu. Dimineața mai când plecam la servici, știi și tu, mă opream la colț la Mega, ca așa da, îi zicem, și luam o cafea în fiecare dimineață cu domnul Anghel Iordănescu, că era cel mai matinal la vremea aia. Da. Tata Puiu acum... Tata Puiu era matinal, vorbesc foarte serios. E generația care a fost matinal, matinal la viață. Deci ești matinal, că tu da, lucrezi cu Mihai, da, că lucrează cu Mihai Morar de ani de zile, dincolo de cariera ani artistică, 9 ani, și dacă Morar nu-i matinal, cine Dumnezeu e? M-am obișnuit să mă trezesc la 6. Eu fără sunt cu trei copii. Te trezești la 6? Ei, nu chiar la 6, dar mă să... trezesc și noaptea uneori, adică na, cu da, bebelușe îți dai seama. Cu Mihai. Ce? S-a rămas așa. Faceți-o, luați-vă un torn. Am plecat pe 10. Da. E foarte bine. Asta înseamnă că vă merge bine împreună. Acum vă înțeleg, să știți că și eu mă trezesc la 7 fără un pic ca să duc băiatul, că facem o oră din satul Mogoșaia până în satul Pipera, cam atât se face la ora aceea, doar o oră ca să ajungă copilul la școală, așa că puteți să vorbim despre trafic dimineața, despre chestii, socoteli. Eu cred că cel mai repede vreau să ajung dimineața când plec în Pipera, să ajung la cafenea, dacă știi, în colț acolo, așa, la zoo, da? Să ajung, da, să beau cafea. După aia pot să stau în trafic cât vrea, dar dacă ajung să-mi iau o cafea, sunt cel mai calm. Deci dacă că nu este calmant aia... cafea. Eu nu beau cafea, deci pe mine să nu mă... Nu o cunosc, dar eu știu că cafeaua este un energizant, adică îți dă... Dacă beau cafea, o să cunosc oameni pe care cafeaua îi adorme. Ea doarme. Jur. Și atunci... Deci, o actriță din România cu care eu am prezentat foarte des, Alexandra Veliciu, zice, bă, când mi-e somn, beau o cafea. Oameni, iartă-mă, ferească Dumnezeu. Este organismul probabil atât de obișnuit încât... Pe mine mă ajută, că trebuie să bag ea în contact cu celor dimineață, știi? Dar este un excitant cafeaua, adică... Nu la păi modul... și nu ne mai putem și ne excita de când în gând din alte motive decât alea... Dacă... Un excitant biblice. Nervos mă refer, da. A, nervos? Deci nu... Auzi, suntem nervoși suficient. Nu este ora la care să discutăm crede-mă, alte excitante. Cafeaua cu noi nu mai poate să facă nimic, suntem nervoși din prima oră, nu e niciun fel de problemă. Tu conduci în trafic? Nu, nu. Noi n-avem Gabi nevoie de cafea, crede-mă. Noi ești, la sat n-avem. Ești imediat trafic pe stradă și vin nervii, uite așa, pac, imediat. Păi de-aia am plecat. Și-o plecam de la sat, nu era trafic. Dacă ni te-ai notopit, din și mama lui de trafic. Și îți dai seama, sunt toți demenții care fac așa, cu mașina, au mers 10 metri mai în față, ies. Dragii mei. Nu înțeleg singurul care nu înțeleg și pe această care vreau să spun. Nu înțeleg dacă stai. Și ai văzut, știu, bară la bară. Da. Mă, de ce claxonezi dacă de-abia ți-a mișcat? Îți explică de ce, că uneori mai claxonez și eu. Mă, pentru de că bizonul cel mai din față, în loc să intre când are prioritate, stă și să uită ca ăla la poarta nouă, jur. Înțelegi? Deci ar putea să intre, tu-ți dai seama că vine ora, copilul tău trebuie să ajungă la școală și îl vezi pe prost cum stă acolo. De ce stai? De ce te uiți la telefon când ești în trafic? Eu cred că îl vezi și după aia treci pe lângă el și îl vezi că face... Eu cred că ne lipsește un pic și infrastructura asta. Mamă, ce agitație! De asta am fugit de București, de asta am fugit de acest tumult, pentru că aveam nevoie de mare, mare liniște împreună cu gemenii. Ei sunt niște copii care răspund foarte mult la stările emoționale ale noastre. Ai dreptate. Agitația îi agită foarte tare. Deci la Vidra e serenitate, frumos. Știi cum suntem noi? Antrenor personal. Știi cum suntem noi, Cristi? Dragă Tizule, deci noi suntem, uite așa, uite așa, suntem. Nu ne nervăm. Deci, exact. Ești dimineață, se aude în Vidra așa, se aude de la geamuri. Da, da, tu trebuie să ce știi făcut, un domnule, lucru. Ce-a făcut, domnule, ai ieșit la zootehnie ceva? Nu, domnule, toată lumea este concentrată. Da, trebuie să-ți dau un spoiler la rând, de ce ea e așa calmă. Ei născut în Timișoara. Da. Am cunoscut și cazuri agitate. Adică ea e Timișoara, de e și așa e de... E partea calma Timișoarei. E pac-pac, știi? Da, adică... Da, frumoșilor. Deci piesa lui Arando. Arando a mai colaborat și cu alți artiști foarte cunoscuți. Da, și cu mine, de exemplu. Dar noi, asta vreau să zic la început emisiunii, vreau să zic la sfârșit. Dar putem așa să mai stăm dacă nu ne dai afară. Mai ales că vreau să vă cecătește băiatul. Nu de alta, dar m-a rupt mirosul. Da. Deci, noi am venit acum 14 ani la tine cu Shambhala.
Voi doi? Jamba, da. Doamne, cât de bătrân sunt, Salomia. Dar nu mai țin minte de ce am fost. Nu mai țin minte, numai tu zi minte. Și acum 14 ani m-a acrisem de muncă, Adrian Salomia. Îți dai seama. Nu, am venit la tine acum 14 ani. Știu foarte bine, atunci, în momentul în care eu te-am cunoscut pe tine. Între timp, 3 copii, 60 de kilograme mai puțin, deci este foarte bine. Bravo, bravo, vă felicit, să vă meargă bine mai departe. Treceți lângă domnul Salomia. Dacă vrei să mănânci, trebuie să muncești. Nu pot să mănânc așa foarte mult, dar m-arunc mirosul și sunt curios ce face. Hai, duceți-vă acolo, da? Vă duceți-vă acolo, dacă doriți. Cristina se va duce la copii acasă. Du-te, pupă copii. Domnul Arando, dacă doriți, așteptați acolo. Mulțumim. Da? Da? Doamnelor și domnilor, cei care au urmărit meciul, cei care au urmărit meciul, cu siguranță că știu că înainte a fost cursa iubirii de la ora 8, ocazie cu care a fost o probă care i-a pus foarte rău în încurcătură pe concurenți. Cum se cade cu stil, vedeți chiar acum, cursa iubirii, la noi. Sorina, Lucian, cum sunteți? Foarte bine. Ne bucurăm că am participat la această emisiune. Pentru noi a fost o experiență unică și chiar am avut foarte multe de învățat despre noi, în primul rând. Și am descoperit că în orice circunstanțe am fi, nu ne schimbă nimic relația dintre noi. Asta e un lucru extraordinar, zic eu. Prin toate câte am trecut, și prin frig, și prin foame, și prin nesomn, și stresul probelor, noi chiar am reușit să fim noi doi așa cum suntem, ceea ce este un lucru foarte, foarte mișto. Sper să plecați cu amintirile plăcute. Cu siguranță. Cu siguranță. Luăm doar ce e bun. Exact, exact. Bravo, hai mai cu talent, dă-ne mai repede, hai! 20 de secunde! Ai grijă să nu aluneci, că am nevoie de tine întreg! Iubire, pasă, iubire, nu fac față! Du-te într-un picior, împi într-un picior. Hai, iubire, hai! Vrei să vin să te ajut? Hai! Hai, vino spre mine, ia uite, ia uite-te puțin așa la mine, hai! Bine! Hai, mă, iubire! Ai văzut dacă ai punctul bine, ai văzut dacă ești bine țintit așa, știi? S-a întors fata cu spatele la el, un fel de Hakuna Matata pe variantă Vața Băi, și omul a mers de lechidat până acolo unde trebuie. Doamnelor, din serie amintirile mă chinuiesc, amintirile mă răscolesc, nu mai rezist când simt mirosurile lui Salomia. Ce-i faci, mă, acolo, că murim aici, a plecat Arando, săracul, de-a bușurile aici. Deja am intrat în chili con carne, îl preparăm. Am omis să vă spun despre acest preparat, că am tăiat două ingrediente pe care noi nu le vom folosi. Adică? Unul dintre ele ar fi apa cu întuneric și celălalt ar fi ciocolata neagră. Am readaptat rețeta un pic mai pe gusturile noastre mioritice. Adică? De aceea nu folosim ciocolată neagră și apa cu întuneric. Normal, ce înseamnă apă cu întuneric, mă? Și ai consumat tu puțin mai devreme înainte să începem emisiunea. Ah, am înțeles. O băutură carbogazoasă, da, care uneori mă energizează când vreau să beau cafea. Dar nu tot timp. Doamnelor și domnilor, în acest moment vine maestrul, nu vine cu Margareta, vine cu Izabela, pentru că avem de-a face cu un super concert. Așadar, dacă nu-l iubiți pe Mircea Baniciu, n-aveți cum să trăiți frumos în lumea asta. Mircea Baniciu și Izabela Rudol. Dar vă rog să poftiți, dar nu vă înghesuiți, vă rog frumos. Sărut mâna, Izabela, sărut mâna, pufăm. Mai este, așa. Te-ai lipit la un cadou. Mamă, vezi ce bine să lucrezi. Fii atent că toate aici. 45 de cântece, ca să nu se mai spună. Ce să se spună? Nu se mai spună că eu n-am compus decât Andrei Popa. Dacă ne pune, ascultăm toți proștii. Nu știam de unde miroase atât de bine. Deci dacă nu servești cu ceva pe maestru, jar mănânci, da? Da. Salomia, atenție mare, 50 de ani de carieră, doamnelor și domnilor, piese absolut superbe, le știți foarte bine. Mircea Baniciu înseamnă trei trupe în care a cântat, una se numește Phoenix, una se numește Pasărea Colibrii, alta se numește Pasărea Rock, pe care am prezentat-o cu mare drag la un eveniment, unde e cu Ovidiu Lipan, cu băieții acolo, cu Ioji, nu? Da, bun, da, da, pe da. De altă parte, Mircea Baniciu înseamnă toate acele piese frumoase, pune ține șarfândar, mi s-a tăiat. Asta așa, dacă vreți să amintim numai una, sunt foarte multe piese superbe. Mulțumesc, e pentru băiatul meu, că îmi văzdă bine, să știi.
are 12 ani și e... Era într-o perioadă Mircea Vintilă, care era mare vogă, colegul meu. Așa. Vintilă și a venit o fătuță la el și am zis, domnul Vintilă, dați-mi și mie un autograf. Și el, ca să scrie frumos și dedicație, înțelegi, am întrebat, pentru cine? Și fata a zis, pentru mama. Și el scrie la un moment dat, zice, dar tu nu vrei? Și? Foarte frumos. Da, doamnelor și domnilor, de la o perioadă trebuie să ne obișnuim. Apropo de discul pentru fii, tu, da, tu nu vrei? Știi că contează și ce îi pune taicăsul, că dacă taicăsul ascultă Salam și Jador, s-a terminat treaba. Andri Popa este aici, dar sunt și alte piese absolut superbe, Tristezi provinciale, Treburi serioase, Cu tine în gând e o piesă pe care mi-a plăcut foarte mult, o puneam la revista VIP, la Oamenii Aia, ca la nebun, și multe alte piese. Sunt poeți multe, celebri. 40 și ceva. 40 și ceva sunt. Foarte frumos. Gata. Mulțumim. Ne-am descurcat pentru că 50 de ani de carieră. Mircea Baniciu, foarte frumos. Pregătim să-i spunem un eveniment, dar nu știu cum. Adică mai mult ei decât tine. O gală despre care ar putea Izabela să vă vorbească. Că înțeleg că tu ești acolo și aștept să ți se întâmple. Eu sunt Hall of Fame. Stau. Mi se pare normal. A venit vremea la care alții trebuie să muncească pentru tine. Ai oameni, nu? Exact, ai zis de foarte bine. Asta e ideea. Uite, frumos. 22 noiembrie vă rugăm să vă prezentați. La ora 8 începe spectacolul. Venim la 6:30 că e înghesuială, da? O gală. Pentru frumos. Că vă așteptăm cu un pahar de, cu Prosecco. Prosecco, să mai socializăm, să facem poze, Prosecco. Să ne distrăm împreună cu Mircea Baniciu până când apare în scenă. Cât de complicat. Astfel că noi o să avem un spectacol în care cei din Breaslă i-aduc un omagiu maestrului Mircea Baniciu. Maestru, pe normal. În momentul în care se face cu asta o cu maestre gară, sau... Dar noi insistăm, poate o să înceapă să... Toată lumea îmi zice, maestre, lăsați-mă. Avea o vorbă mișto Adrian Păduraru, știi, când îi spuneai maestre, zicea mai este. Adică sunt tânăr, mai las, mai este, da? Mai este, mai este. Foarte frumos. Acum, știu, toată lumea urmează să pună întrebarea tâmpită. Dacă e cu surprize, la ce să ne așteptăm? Dar totuși așa, momește-mă. Deci vreau să merg la spectacol, să cumpăr bilete. Mai sunt bilete? Doar câteva. Păi uite, eu vreau să cumpăr alea trei. Eu, băiatul și nevastă-mea. Da. Deci, momește-mă cu ceva în afară de Mircea Vintilă. Fă-mă să-mi înghit în sec acum. Te rog. Mircea Vintilă nu o să vină, probabil. Dar mai o să vină mai Horia Brenciu, care o să țină firul roșu al evenimentului. Deci el e un fel de host. El este hostul, host. Da. El foarte este frumos. O să vină Irina Rimes, care îl apreciază foarte mult pe Mircea Baniciu și, și dorește să-i... Și eu apreciez pe așa. O chestie, o chimie între ei. Să vină Cornel Ilie, Dan Bittman, bineînțeles că Ana Baniciu. Ana, care are un moment special. Mi se pare normal. Să știi că am avut noroc într-o zi să iam împreună. Da. Că așa e bine să-ți așezi studioul lângă un super studio foto. A venit, l-am văzut pe Mircea, care mi-a făcut, domne, ce-ns, băi, Timișoara, bă, că el, a fost și Cristina Bala mai devreme de la Timișoara. A venit cu Ana de mână, a fost ceva frumos. I-am ținut puțin de vorbă, după care și-au văzut de treabă. Prin urmare, nu maestru. Mircea, un generos. Da. Maestru, da. Avem da. Și momente de laudație, bineînțeles, dar pe astea nu vreau să le divulg. Pe astea le știi, deci n-ai aflat nimic nou acum de la mine. Încă nu. Sunt și actrițele Rodica Mandache și Adriana Trandafir, care vor face câteva momente speciale. Dumnealui știe doar de apariția lor, dar nu știe și ce vor face. De ce crezi că meriți tu răsfățul ăsta? Trebuiau să fie și fanele mele din tineret. Cu siguranță să fie sunt un fir acolo. Roșu, vin și fie fane mai tinere și fane mai la fel de tinere în suflet, e adevărat. Sunt toate deci, felurile de fani. Cum ai trecut peste acești 50 de ani? 50 de ani, frate, este o viață de om. Nu știu, aș putea spune că nu prea mi-a fost ușor, dar au fost ani frumoși. Au fost și ani frumoși printre ăștia 50. De altfel, mulți care au fost anii grei, apropo? Un minut să-mi spui, care au fost anii grei? Anii cei mai grei au fost cei pe care i-am petrecut după plecarea cu foștilor mei colegi de la Phoenix. Atunci câți ani au fost? Eu, după aia te-am redescoperit în zona de folk și înainte de Revoluție te ascultam. Deci din 77 până prin 80 și ceva,
După care a venit... Pentru că ei bănuiau că și tu cu ei sau care a fost... Adică de ce au fost grei? Era cât pe ce să... Era cât pe ce să mă opresc, pentru că au fost niște ani ciudați, ani în care lucrurile începuseră să nu mai meargă cum mi-am imaginat eu că ar merge în continuare. Și chiar mă hotărâsem înainte de 90 să-mi vând chitara și să părăsesc scena, în așa fel încât să-mi văd de treabă, cum îmi spunea beata maică mea, mă, cu cântatul a fost ce a fost, acum apucă-te și fă casă. Eu sunt arhitect de meserie. Așa. Și... Dar nu m-am lipit, nu m-am lipit la meseria asta pentru că erau bani foarte puțini. Câștigam, infim, pe lângă ceea ce... După Revoluție s-au făcut bani buni ca arhitect. Pe de altă parte... Doar după Revoluție, dar până la Revoluție n-a fost simplu. Dar tu aveai moștenirea aia de dus, nu cred că te lăsa nimeni să pleci cu una, cu două așa. Dacă mă întreb, cu muzica ta și cu toate astea. Lumea a început să se schimbe și mie mi-a fost din ce în ce mai greu. Bașca mă mutase în București și Bucureștiul n-a fost întotdeauna o zonă primitoare pentru mine. Eu sunt timișorean, de altfel. Da, și... Am un prieten din Timișoara, îl cheamă Dan Negru, care atunci când venea în 97, venea la mine și făcea: Cristilică, ce-i la voi aici la București, mă, mă doare capul. Între timp s-a bucureșterizat. Și colegi de-ai mei din facultate spuneau: cum dracu reziști pe tăcerea asta? Ăștia fiind obișnuit cu zgomotul și cu toată zarva Bucureștiului, cum dracu reziști? Păi zic, la noi o carte trebuie citită nu din scoarță în scoarță, chiar din scoarță în scoarță, un disc sau o muzică că se ascultă temeinic. Sunt lucruri care se fac mult mai bine pe liniște decât există și decât zguduiala din București. E adevărat. Asta le spuneam eu lor. După care am venit și eu încoace ca să vedem ce se poate face în continuare. Pe de altă parte, tu ești călător. Tu cânti peste tot. Adică în ultima vreme, da, chiar. Păi Mircea pleacă joi. Așa? Și se întoarce luni. Deci el două zile libere are pe săptămână. Tu ești ca marinari, când ajungi acasă, femeia vieții tale trebuie să se bucure din plin de tine, că după aia iar pleci. Bine, cu diferența detaliilor despre care se vorbește, că marinarii își bat nevestele când vin. N-am auzit, acasă. Nu știu. Vă rog frumos, în atenția marinarilor care ne urmăriți. Vă rog să terminați cu chestiile astea, ascultați Mircea Baniciu, noi intrăm în bârfele astea. Dar după pauză o să mai stăm câteva minute și o să vreau să vedem niște imagini frumoase pe care Mircea să le comenteze și mai vorbim, să mai vedem. Deci ați înțeles că pe 22 aveți treabă. E miercuri, da? Miercuri, deci 22. Numai mâine, nu-i poi mâine, băgați repede exact. Că mai e. Ultimele bilete acum se dau. Acum, deci acum, atingeți ecranul, cumpărați biletele. Ne întoarcem după pauză. Nu te sperii, ai iubit-o chiar de spune luna întreagă, că aveam pe seara de ochii de mizică. Întreabă Mircea pe unul dintre colegii noștri operatori, a întrebat câți ani are, el are aproape 19, dați-vă seama, eu am făcut anul ăsta 50, Mircea, deci probabil că și la părinții mei ce ai făcut tu o fi fost de bine. O fi fost de bine, da, e foarte bine. Pe de altă parte, avem câteva imagini. După aceea lăsăm pe Mircea că se pregătește. Da? Da? Mircea nu te face că lucrezi, chiar lucrează, cum ar fi, ca să facem... Da? Hai, la microfon, Mircea, te rog, hai să vedem câteva imagini și te rog să-mi spui cum ai întâmpinat tu, în calitate de tată, de fată, acest moment. Ana Baniciu, frumoasa și talentata și valoroasa la stadiul de mireasă. Cum a fost? A fost superb, chiar mai mult decât mă așteptam, mult mai mult decât mă așteptam. A avut atâția invitați importanți și eu sunt gelos deja, da. Nu. Ești gelos, nu? Luați poza asta deoparte. A fost o nuntă foarte reușită, au venit atâția prieteni ai ei. De-ai mei n-au prea venit pentru că nu era cazul, erau, cum se spune, erau diferențe de vârstă prea mari. Dar, dar avem poza, lor? Avem dovada, da. Uite aici. Deci degeaba e gelos, că uite, a fost și rândul. Copiii ăștia au știut să se distreze și a fost o petrecere excepțională.
tare frumos a fost. Ne-am bucurat cu toții pentru că au venit toți cei care au fost invitați și a fost o nuntă pe măsura, cum să spun, doriței lor de a se căsători. Cum te simți tu când vezi că ai fată măritată acum? Da, și mi-au spus, mă simt bine, în sfârșit s-a măritat, are 30 de ani. Deci, okay, ideea okay. E... Acum așa e, da. Nu e ca... Și m-au întrebat mulți dintre prietenii mei și zice, când va avea și nepoți, cum o să-i cheme? Tot Covaciu. Da, așa este. A fost ocazia rarisimă în care Panici și Covaci s-au întâlnit în fața lui Dumnezeu. Da, nu știu câta oară. Pentru că pe el îl cheamă Edi Covaci. Numele lui de familie este Covaci. Și nimic nu-i întâmplător în viața. Asta o cheamă Ana Baniciu Covaci. Ana Baniciu Covaci, da, ce să facem. Dar ideea este că... lumea s-a distrat copios pe ideea asta, adică pe ce a fost. Da. Dar poate că, uite, era un semn. Poate într-o zi o să fie un concert cu Baniciu și cu Covaci, adică nu numai cu Ana. Lucrurile merg înspre... Eu cred că Nico a început să uite de... Nico, mă refer la Covaci, a început să cam uite de vremurile alea în care nu prea eram împreună. Da, și Doamne ajută! Și m-aș bucura să fie așa, pentru că exact... cum spunea Mircea Florian la într-un interviu, nu vă mai certați copii că nu aveți vreme să vă împăcați. Așa e. Da. Yves Montand a zis vorba asta și a preluat-o Mircea Florian. Da. Doamnelor și domnilor, Izabela Rudolva anunță din nou că joi 22 la ora 20 începe, prezentați-vă mai devreme. Între 18:30 la Teatrul Național și 20, Teatrul Național, Sala Mare, cu artiști de seamă, chiar Ovidiu Niculescu, am uitat să-l menționez, am văzut că l-am văzut în culise, da. Și el o să fie prezent și chiar a pregătit o piesă special pentru Mircea Baniciu. Și a plăcut lui Mircea. Da. Foarte bună piesă. Laudă-l, că după aia laudăm, da, foarte bună. Foarte talentat. Foarte talentat. Merită apreciere. Un spectacol, deci vă așteptăm la un spectacol care de data aceasta o să-l includă și pe Mircea Baniciu pe scenă. Deci la finalul evenimentului. Deci și cu Mircea Baniciu. De data asta. N-am scăpat. E pentru el, dar și cu el. O să copare din turnul de filde și măcar 20 de minute să ne încânte cu Mircea. Era momentul. Mircea Baniciu, la mulți ani. Pupăm, iubim, știm foarte bine. Mergem în continuare, doamnelor și domnilor, cu alți artiști pe care iubiți dumneavoastră foarte tare și noi sunt vecinii mei. Mă am foarte bine cu vecinii. Alesis!
Bine ați venit, frumoșilor. Bine zis, te-am găsit. Bine cu vecinii, mai ales că noi vorbim mai mult aici decât pe stradă. Așa e. Bună, bine te-am găsit. Bine v-am regăsit. Vă pup. Ce mai faceți? Cum sunteți? Cum ești, Romeo? Una caldă, una rece, știi? Ce s-a mai întâmplat? Păi, ce s-a întâmplat rece, știi tu, din păcate. Știm foarte bine și îți mulțumesc că exact în preajma acelui eveniment, când Romeo a pierdut o parte din sufletul, bucuria și rădăcina sa, toate lucrurile atunci, iată, cu ajutorul Alinei, au trecut cu bine, deși nimeni nu e pregătit pentru un asemenea moment în viață, să pierzi pe cineva atât de drag, sânge din sângele tău și care înseamnă identitatea ta, după care, ce ați mai făcut? După care, una caldă, că nu bănuiesc că la asta te referi, nu? Că am reușit să ne recuperăm pagina de Facebook, pot să spun. Mamă, cum a fost reușit? O lovitură puternică. Chiar în ziua în care am aflat de... Am fost anunțat de decesul. Ne-am pierdut și pagina de Facebook. Cum s-a întâmplat? Sunt arabi care intră pe acolo, dar în orice fel, în orice mod... Și au furat ambele pagini, nu? Da, și contul personal și pagina pe oficială. Pe Facebook, nu? Sau ce a furat? Pe Facebook, de... da. Aveți, acum, cred că toți de acasă știu ce înseamnă asta, vorba aia, doamne, la 70 și ceva, 80 de ani sunt pe Facebook. Aveți autentificare în doi factori. Avem autentificare în doi factori. Problema este următoarea, că trebuie să vă spun și să știți. Eu am făcut greșeala, n-am dat, nu dau link, nu apăs pe linkuri, nu mi-a mai mers aplicația de pe telefon. Așa? Și am dezinstalat-o, am vorbit cu băiatul care se ocupă de asta, ce dezinstalează și instalează din nou. Și am reinstalat-o pe cea pe care o aveam eu înainte, cu portocaliu. Dar între timp, de câteva luni, s-a schimbat în alb cu albastru. Și am instalat un fake. Din aplicație de pe App Store. Asta a fost atât de simplu. De pe App Store există o aplicație care nu mai există, că am scris la App Store, le-am scris, nu mai există fake-ul. Mi-am vorbit în Statele Unite. Deci tu ai scos aplicația? Da. Da. Foarte tare. Am vorbit acolo, chiar am avut norocul să avem niște prieteni foarte buni care au reușit. Altfel vorbești numai cu roboții la Facebook. Și un băiat foarte bun din Franța care ne-a ajutat. Sau cu un indian cu care avem un Ionuț, un prieten drag care stă în Franța și care e un profesionist desăvârșit și a fost o echipă și asta pentru noi a fost un lucru foarte bun că am reușit să recuperăm pagina de Facebook. Era munca de 10 ani, minim 10 ani. Munca acolo noastră. Țineam legătura cu oamenii. Deci, practic, a pus o altă aplicație, deci, și pusese mâna pe da, Facebook. Pe, și da. Ce posta? Posta niște chestii cu război și au făcut și promovare. Promovare din banii noștri, care... numai noroc că ea a reușit. Asta rapid. Este, că e foarte important, da, că mai avut cazuri. Mi-am blocat cardul imediat. A blocat cardul, dar au apucat să bage cât? Cam cât? Vreo 500 de euro. Care se pe apas în betei? Păi da. Dar de ce n-ați încercat să vorbiți? Dar cu cine să vorbiți, de fapt? Băiatul încearcă în continuare, scrie explică la Facebook, acolo, explică că situația. Nu este frauda noastră. Dar aici cine trebuie să vă dea banii? App Store sau Facebook? Nu, deocamdată, nu App Store, nu, că asta mă întreb, că dacă tu ai pus cu mâna ta, așa ni s-a întâmplat, nu era o autentificare în doi factori undeva, prin jurul meu și au apărut niște jocuri de-astea, s-a blocat și după care Facebook-ul l-a blocat pe ăla, ne-a dat banii pe de altă parte, însă că ne-am prins destul de repede. După aia, deci Facebook-ul, la orice îi se părea lui că zboară pasărea pe cer, bloca și verifica dar n-a fost coșmar. Da. Da, deci sperăm să se rezolve și cu asta. Dacă nu, până la urmă, ducă-se pe apa sâmbetei și să... Da, nu asta e problema. Important e că am reușit să recuperăm paginile. Iar noi, încet, încet, așa cum spunea și melodia, valul vine, valul trece, una caldă, una rece. Noi, în continuare, ne pregătim de sărbători. Avem foarte multă activitate și ne bucurăm foarte mult că lumea ne iubește. Începem cu 1 decembrie, unde avem niște... Vom cânta la Covasna pe 5 decembrie, la Săcele, în județul Brașov. Vreau să cântați la Covasna, noi suntem români, da? Da. Ce tare, așa. Da. Pe 6 suntem la Roman. La Roman și urmăriți pagina noastră de Facebook sunt numai și de Instagram. În Poiana, Brașov, Covasna, zona da. Foarte frumos. Bun. Ai visat-o pe mama? Nu mai o dată, sigur că da. Deci aici este o durere permanentă, nu știu cum va putea să treacă vreodată, pentru că noi am rămas oarecum singuri acasă, adică și este un gol imens acolo unde... Mama locuia cu tine. Mama locuia cu noi, da. Și a fost și mama ei mult timp, pentru că ea a stat 20 de ani acasă cu mama ei și 32 de ani cu mama mea. Deci iată ce că frumos. A fost o pierdere greu de reparabilă. Era cel mai bun critic. Ea mi-ar fi spus dacă țin picioarele corect, dacă am zâmbit prea
mult, prea puțin, dacă am făcut vreo greșeală, dacă ea s-a auzit prea tare și eu prea încet și așa mai departe. Ei, tu nu prea faci greșeli acum, dar tocmai de asta probabil, că era mama acolo și da, apăsa pe... Era o perfecționistă, un om special, de la care toată lumea a avut ce învăța. Dacă vezi ce cum și-a scris ea acolo și am descoperit acum, răsfăind printre amintiri, pe cine să invităm noi la... La mormântare. La mormântarea. Nu pot să cred. Da, da, incredibil, da. Și multe alte chestii absolut șocante. Dar cum de s-a gândit la lucrul ăsta? Cum de planifica lucrul ăsta? Câți ani avea? 87. Mulți înainte. Și avea destui. Să fi fost. Nu dar destui, fost. Mulți, da. Niciodată nu e destul, știți? Da. Dar în același timp era de o disciplină și organizată foarte bine în tot ceea ce făcea, mai ales că începuse în ultimul timp să aibă și probleme de memorie și atunci prefera să scrie acolo ca noi să găsim când a plătit mormintele, unde le-a plătit, unde să o mormântăm, că aveam două cimitire în opțiune. Deci totul am găsit acolo, nu ne-a venit să credem. Scris într-un scris caligrafic, cum n-am văzut la nimeni de când eu am lucrat în învățământ și am urmărit atâtea și atâtea. Tu ai văzut vreodată un scris mai frumos ca al mamei? N-ai văzut. Ești vorba. Da, ceva incredibil. Chiar vorbeam cu fata care ne ajută pe noi în casă cu Geta, spune, nu găsești un om la 300 de oameni, un om așa de chipzuit și așezat și de la care toți am învățat, de la care toți am învățat. Învățăm în continuare. Uite, descoperim și acum printre lucrurile ei am descoperit două lucruri formidabile. Niște brevete de erou date bunicului meu. Străbunicului. Străbunicul, nu, pe bunicului nu meu. Bunicului meu, cum? Am cunoscut, sigur că da. Nu, dar zic, știai de... Nu știam brevete de ele. Sunt de o valoare inestimabilă. În 1914. Una de la regele Ferdinand, una de la regele Carol. Deci, așa de... Ce tare. Da, da, da. De o modestie rară, pentru că atât cât a trăit, mi-a povestit niște întâmplări din războaie și așa mai departe. A pierdut și un copil care a fost tot erou al României. A murit ars, efectiv, într-un spital la Cotul Domnului, în zona aceea. Ars, vă dați seama. Ce poveste. Da, da, poveste, da. Dar nu știam, știam că a lucrat la regele Mihai în același timp. Noi ne-am întâlnit cu regele Mihai și am avut o întâlnire de suflet când nu era în țară, la Verso, acolo în, da, în Elveția. Și iată, peste timp, arc cu bunicul meu care i-a slujit acolo și a fost erou al României, declarat de două ori cu brevet, pe care o să-l rămăm, o să facem copii, să dăm și la frate și la soră și noi să facem o, chiar un mic muzeu așa al foarte familiei. Da. Da, bun. Prin urmare, noi sperăm să ne mai vedem cu ei dacă ori avea timp, că ei sunt foarte solicitați și cântă peste tot. Deci, poate la venim Covaz, să vă colindăm. În luna decembrie ușa e deschisă, voi să ne dați semn. Să... Venim cu mare drag, am niște lucruri frumoase de arătat, niște colinde superbe și mai ales pentru a reuși să facem simbioza aceasta între oameni de calitate. Doamnelor și domnilor, Alesis, ca de obicei, la nivel foarte înalt, îi pup și trebuie să le vă spun că de 1 decembrie, când voi o să fiți acolo, doamna Irina Loghin o să fie. Frumos. Foarte frumos. Foarte, da, frumos. Dar îi prindem noi până la sfârșitul anului, nu vă faceți problemă. Vă mulțumesc foarte mult, îți mulțumesc, Romeo, că ți-ai deschis sufletul și, într-adevăr, să-i mulțumim mamei, acolo unde este. Și noi nu te mai invităm, pentru că ești vecinul nostru. Câte ori te-am invitat, n-ai reușit să ajungi. Așa, noi aprindem luminițe, te așteptăm neinvitat ca să ne faci o mare surpriză când bine, o trece pe lângă noi. Ca văd luminițele după luminițe să știi pe unde ești. Da, iar m-au invitat oamenii și nu m-am dus. Da, da. Alina plus Romeo, foarte multă calitate, mult suflet, le mulțumim foarte mult pentru această vizită și cu o piesă absolut superbă. Acum avem un vagabond de profesie talentat, a zis și Mircea Baniciu. Cântă și după aceea vorbim. Ovidiu Niculescu. Argentina era blondă, tare în mișcări, dar păcat că una, două m-a luat la întrebări. Unde ai fost, de ce, cu cine, mai ai alta decât mine? Și m-am orientat spre alte țări. Sofia era roșcată, plină de parale, dar-i plăcea să-mi dea porunci, făcea fițe nasoale. Du-te încolo, vino încoace, lasă-mă, dar nu-mi da pace. Și-am zburat spre alte capitale.
sunetă focoasă de mori. Fiindcă se vroia mireasă, mă freca de zor. Vreau să-mi faci copii 100, lasă șprițul, treci la muncă. Și-am plecat să caut alte flori. Desdemona o șatenă, desrupea trumpeta. Băgulea la buzunare să-și umple poșeta. Dă-mi să-mi cumpăr butelie, dă-mi că n-am bani de chirie. Și-am fugit urgent cu Julieta. Doamnelor și domnilor, povestim împreună cu Oviță. Dacă v-am povestit că toată pauza am vorbit, v-ați bucura pentru că urmează un proiect absolut senzațional în teatrul la care va vorbi la timpul potrivit. Sau pot să-ți spui acum că va fi Sinucigașul în variantă modernă, montată, cântată, da, jucată, da, de Ovidiu Niculescu, om orchestră cum ar fi. Are disloc cu White Mahala, care va ieși anul viitor, nu? Da, probabil în primăvara anului viitor. Și discul 2, cântecele unui gentilom, discul 2 solo al meu, tot așa, pe care îl pregătesc acum. Deci, știi că iarna se coace totul. Da. Iarna stai pe în studio. În plus o să iasă și filmul Retreat Vama Veche, unde el este scenarist. A zis că o să avem niște mari surprize, dar asta tot în martie când vine, că atunci ne mai vedem o dată, că multe lucruri sunt pregătite și povestite cu Ovidiu și le așezăm încetul cu încet. Pe de altă parte, doamnelor și domnilor, dacă l-ați văzut în rolul de mafiot numărul 1 sau numărul 2 din România, în Clanul, în Subteran de la Netflix, este procuror. Da, procurorul. În parte dreptate până când s-a făcut și procurorii ăștia de prostii. Mai adevărat, da. Mi-aduc aminte ce îmi spunea Gigi Dinică, Dumnezeu să-i numească, să uita la mine, făcea: cu fața asta nu o să ajungi să joci profesori universitari, stai liniștit, tot nenorociți. Așa că dacă nu sunt vreun mafiot, sigur sunt vreun procuror rău, dar e o mare bucurie că pot să lucrez. Pentru actori e o mare bucurie să poată să lucreze și mai ales că ăsta este un prim serial Netflix care se face la noi în țară, cu o distribuție excepțională, cu Florin, cu Florinel Piersi, cu Ana Ularu în rolurile principale și cu Cezar Grumăzescu, care mi-a și coleg la teatru, o grămadă de actori și mai titrați și mai tineri, dar excepționali. Și faptul că Netflix-ul face o producție în România, prima producție, dă dovadă că au și încredere. Voi e foarte bine, dă un ton foarte bun. Prin urmare, doamnelor și domnilor, o să fie bine. Și mi-am adus aminte acum că dacă la ce joci, știi că e povestea nenea Teodosiu, nenea Teo, celebra vorbă cu... Cum să-l joște, mă, pe Iorga? Că Iorga a fost o idee, mă. Da, exact. Maestru Dinică, ne e dor, îl mai vedem în câte un film. Da, mi-aduc aminte și de montarea, că veni vorba lui Mihalache de la Teatrul Notara cu Sinucigașul, în care maestru Teodosiu și maestru Mălăier erau extraordinari. Eu acum am luat piesa Sinucigașul, scrisă de Nicolae Erdman în 1921, și am adus-o în timpurile moderne. Am făcut și o muzică specială pentru ea, în timpurile astea în care toată lumea în film lui, toată lumea caută like-uri pe orice fel de mijloace media, când relațiile au devenit foarte superficiale și când Sinucigașul nostru din rolul principal, când va juca Marin Grigore, o să joc eu un alt rol, când o să joc eu Sinucigașul, o să joace Marin Grigore acel rol,
un actor excepțional, Marin Grigore, de altfel, care sunt coleg la teatru, Manuela Hrăbor mai joacă în spectacol, Valentina Popa, Ana Bart, Viorel Cojeanu, Bogdan Talajman. Va fi o distribuție bună. Da. Așteptăm, dați drumul la treabă. Ați înțeles de la Mircea Baniciu că au treabă. Au făcut o piesă împreună și miercuri o să fie pe scenă. Deja asta e marcată. Da, asta e o bucurie. Eu trebuie să am aici. La sfârșit o să vă spunem unde cântă el sâmbătă. E o mare bucurie să pot să particip la centenarul, la gala aceasta specială de 50 de ani. Mircea Baniciu, unul dintre marii noștri artiști pe care îl admir extraordinar de tare, și să am șansa să pot să cânt chiar o piesă de-a lui în, cu vocea asta mea dojită. Da. Așa este, și el, adică ei făcut. Da, i-am făcut tu eu lui o piesă, da. Și i-a plăcut foarte tare. Da, doamnelor și domnilor, prin urmare, Ovidiu la munte și la mare, în acțiune, în alertă, unde îl căutați, acolo este, pentru că are foarte multă treabă. Colega noastră, Claudia, care este și colega lui, nu știu ce Dumnezeu a avut cu el astăzi, că s-a hotărât să-i facem un test la Ovidiu, dar o să-l ajutăm, că e prieten și atunci nu lăsăm prietenii la greu. Fii atent că a găsit niște de-astea, niște proverbe. Da. Să fie de capul lor. Ia să vedem. Urmează celui înțelept și te ia habar după cel, după cel drept. Deci, drept. A, urmează ce înseamnă, da. Dar e rară, nu prea mi se întâmplă. Hai să zic, o luăm una mai simplă. Înțelepciunea nu prea m-a atins la viața mea deocamdată. Ce e mână nu-i minciuna. Asta era simplu, clar, ca da. Să mai, că e o mai de dulcin. Da. Și că cine sare garduri multe, asta e nasoală, nu știu dacă pot să o spun la televizor. Ba, zi-o. Că... Îi dă un par în fund. Cine sare garduri multe, intră un par în fund. Vă rog să terminat cu aluziile astea, vă rog frumos, că nu se știe unde dă. Și da. Să sară ce ne-au pe noi, că facem vreo discriminare, da? Corect. Cu râma mică, noi nu umblăm cu râme mici. Noi nu, exact, asta nu greșit. Frumos, asta cu râmele mici. Claudia mică, greșit, da. Asta. Dar asta nu e emisiune cu râme mici, nu vă supărați, da? Da. Și pentru pești mici, cum ar spune Cristi Puh. Cu râma mică se prinde pe peștele mare. Bine. Da. Și dăscălița sărăcie, adică sărăcia, așa. Îl învață pe om meseria. Ia uzi, așa e, da. Bă, nevoia te învață. Am pus și o pe carte, dar la ce mi-o fi folosit? Că nevoia te învață. Nimic nu te face mai profesionist ca frecvența. Da. E adevărat. Sau cum ar spune clasicul în viață, Serghei Mizil, testul timpului, tată. Dacă treci testul timpului și că ești acolo unde trebuie, are dreptate. Tu acolo ce faci? Ai terminat de gătit? Nu ți-a mâncat nimeni mâncarea? Noi am terminat. Are lumea boală pe tine. Vă așteptăm la masă, da. Avem și chili con carne gata, preparatul nostru de post. Nu prea vrea nimeni să atingă de el, nu înțeleg de ce. Lasă că ți-l mănânc eu, ia vin o video. Ideea este că dacă tu ai fi răspuns, nu știu exact când o să avem timp, poate facem în viitor. Stai acolo, Cipriane, cu invitata care urmează. Ia învârte de asta, că aș fi foarte curios. După aia vedem și cu mâncarea cum ai stat. Și după aia vă spune o video unde vă vedeți sâmbătă cu el. Hai, una, două, trei și... Ce ai fi făcut dacă, ce-ar fi fost dacă, ia? Mănâncă condimentul. Vrei să-ți, vreți să-i mai dăm lui Ovidiu să mănânce? Adică să recunoști legal la ochi niște chestii. Deci, doamnelor și domnilor, el când ai vorba, stai mă cu minte. Deci, dacă vreți puțin condiment cu el, aduceți puțină vodcă să ne înțelegi. E adevărat, da. Adică, vodcă e cel mai bun condiment. Nu știți dacă unde să pune treaba, e foarte bine. Unde ești sâmbătă? Sâmbătă sunt bistro. Nu, sunt la Pache Bistro. Așa, sâmbătă solo și vineri sunt cu Wild Mahala la Iași, la The Trumpets. E foarte bine, doamnelor și domnilor. O voce de neuitat, Ovidiu Niculescu. Ne vedem cu el. Dacă ne vedem, Crăciun fericit. Mersi din suflet, Cristi. Nu paște plăcut, că ne mai vedem până atunci. Să fiți iubiți. Sau poate ne mai vedem cu Ovidiu, că mi-a venit o idee. Dar el să aibă timp, că noi ne ținem după el. Mersi. Ovidiu Niculescu. Mersi. Acum frumos. Ne cântă. A fost aniversata cu câteva zile, dar am prins-o noi, Claudia Chițulescu. Bucățica mea de rai, de când stau la tine în brață, mă bucur și eu de viață. Lângă tine am învățat să iubesc cu adevărat. Am simțit ce-i dragostea cu toți fiorii din ea. Puiul meu, boboc de mai, cu sufletul rupt din rai, mă învăța să iubesc, chiar să iubesc, să o trăiesc. Mi-e stăpân pe inimă.
spate și-ai spus merge mai departe. Amândoi pe același drum, mă frumos cu suflet bun. Puiul meu, boboc de mai cu sufletul robirai. M-ai învățat să iubesc, viața iubesc, o trăiesc. Te iubesc cu patima, mi-e stăpân pe inimă. Numai lângă tine pot să murcim în zi din loc. Toată n-aș fi atât de bogată. Tu ești bogăția mea, ne împărțim dragostea. Puiul meu, boboc de mai cu sufletul rupirai. M-ai învățat să iubesc, viața iubesc, să o trăiesc. Te iubesc cu patima, mi-e stăpân pe inimă. Numai lângă tine pot să muncim în zi. Da, doamnelor și domnilor, acum suntem între prieteni, între prietene, pentru că alături de Claudia Ghițulescu a venit și Cristina Spătar. O pupăm pe Cristina, bine ai venit. Să moară dușmanii că... Băi, ia uite, bă, vine Cristina Spătar acolo. Băi, asta înseamnă să știi să vorbești cu omul, dar nu despre asta e vorba, că nu facem noi. Suntem prea bătrâni să mai facem teoria presei. O să avem imediat un test de prietenie. Pe de altă parte, ai, eu am vrut să o luăm în direct, să o avem în direct pe Claudia când a fost ziua ei, dar nu te-ai putut lipi că și-a făcut petrecerea la altă televiziune. Nici bă, că, nici cu șpaclu n-o scoteai de acolo. Cum a fost la ziua ei? Ce să-i spunem? Super, la mulți ani, tot binele din lume. Noi am petrecut și aseară. Aseară au fost la mine grătar, acasă. A fost o situație. Un grătar, da. Domnul Vichy face grătarul. Da, el a făcut grătarul și cred că i-a ținut mult compania Adriana. A fost și Adriana la noi, Bacuțeanu. Așa. Și ea stătea afară la grătar și acolo. Noi și noi două, da. Bine, Adriana și cu Vichy au teme de astea. Cu politica, cu situația, da, țării, da, niște, da, chestii. Da. Ei vorbesc, da, au teme comune. E foarte bine. Pe de altă parte, Cristina, așa cum de altfel o să vedeți și în ediția noastră de 1 ianuarie, că vom începe anul cu Cristina aici. Cu voi. Cristina a avut un an spectaculos, dacă nu chiar fabulos pe alocuri, am putea spune. Așa că... Și stai să vezi ce o să vin. Și mai bine, tu de, la, de, foarte, să de ceva? La foarte bine în sus. Ai să mă anunți ceva? Ce? Nu, vis-a-vis de proiecte, apropo de treaba asta, începem treaba. Atât am avut tu, Claudia, la cap, hai să facem treaba. Piese, adică? Da. Cânte, că dacă ai ceva, eu știu, dacă să spui să mă pregătesc. Piese, să proiecte, piese. Schimbați vorba, că nu la asta e la ce v-ați gândit noastră. Avem aici niște bilețele. Auleu. În care, uite, facem așa. Eu da, anii ăștia care au trecut peste noi. Nu vă convin că noi suntem prieteni. Hai să luăm și bilețele, dacă... Avem două foi? Avem două foi. Uite aici. E ca ce și trebuie cum... să facem? Scoateți o foaie de hârtie, cum era la școală. Da. Cine vrea să... Uite, trage tu prima. Eu nici nu văd bine. Trebuia să-mi zici să-mi aduc ochii. Lasă, dragă, că eu citesc. Știi că nu, eu sunt prieten, da? Vreau să scrieți una despre cealaltă. Care credeți că este cel mai mare dușman al prietenei voastre? Tu, al Claudiei, Claudia al tău. Cel mai mare dușman? Scrie. Eu știu care e dușmanul meu, dar... Sau dacă vreți, nu mai scrie și spuneți direct pe gura. La microfon, zi. Bă, fiți diplomate acum dacă nu vreți. Acum nu trebuie cel să... Cel mai mare dușman. Nu știu dacă avem așa dușman. Are Claudia un dușman mare? Nu, Clau nu. Dar nici ea nu are. Da? Are? Nu, eu oameni, am unul. Oameni unul care e pe cale de dispariție. Așa, neîncrederea totală în mine și ea mă ceartă mereu. Da. Mereu mă ceartă. Dom'le, ai mai multă încredere în tine, fii mai sigură pe tine. Mereu mă ceartă, așa Clau. Așa este. Deci cel mai mare dușman al tău e neîncrederea. Da. Are dreptate. Hai, trage și tu. Asta. Are dreptate pentru că și el mă cunoaște. Ia să vedem. Și el e din... Care este cea mai mare teamă a prietenei tale? Care e cea mai mare teamă a Claudiei? Nu, asta e puternică, n-am nicio teamă, pe cuvânt. Ai mare, o avea și ea ceva. Nu, atâta. Ea e doar vis-a-vis de Dumnezeu are, ca să zic așa, o teamă. În rest, nu e frică de nimic. E foarte puternică, da? Claudia. E scorpion, da, e scorpion. Dar, Cristina, care este teama ei?
pentru copiii ei. Pentru copii, da. Pentru copii. Teama să fie copiii bine, să ia vadă pe copii. Da, dacă nu contează cum e ea, exact, copiii să fie când bine. Când o să fie, o să vezi și tu care dreptate, Clara. Curând. Sper să fie anul. Sper că anul. Auzi, aseară au făcut o glumă cu Bela. Bela e cadou ei. I-am spus că n-a tuns-o frumos la fuzerii. Dar n-a tuns-o eu, mă, Cristi, mă. Și înțelege s-a supărat. Și ai început să plângi? A plâns. Dar de ce, dragă, de ce plângi așa ușor? Doamne, până la Bela, domne, dar ea pentru copii. Da. Păi de ce tu cu mâna ta ai tuns-o? Nu, mă, am dus, m-am dus la o terasă să mă întâlnesc cu cineva și a intrat în iarbă și s-a murdărit. Și am lăsat-o la un coafor. Am spus, până beau cafea. Când a ieșit de acolo, nu mai cunosc. I-a făcut și ea tot, zice, unde ai dus? Tot berișorii, ai scos. Dar lasă-o tu, ce să-i fac? Dar așa seara, îți dai seama, eu pentru Bela, de a avut curaj, Adriana, ți-a zis, bă, dar urât a făcut. Uite-mă ce mi-au făcut la grătar vie, mă, măi, Cristi, măi. Am râs și după aia, noi râdeam și ea a început să plângă. Dar și nu știam cum să o împăcăm. Știi ce a făcut? Hai să-ți povestesc. M-am dus și am rectificat. Zice, bine, bine. Ai tuns-o tu? Am tuns-o tu. Da. N-ai treabă. Stai am puțin, Cristi, hai să vezi fază. Fii zice, vai, dar tu o iubești pe Bela. Dar zic, normal că o iubesc așa, de ce asine? Bă, mă bucur că eu ți-am dat-o cadou. A luat-o de braț, o a dus-o în baie, a tuns-o. Am spălat-o, am tuns-o. Ce frumoasă am făcut-o. Seamănă cu a mea, că ele erau surori. Păi, e bine. Care este principalul lucru, sau dacă există vreun lucru care nu-ți place la Claudia, la Cristina, Cristina la Claudia? E ceva ce nu-ți place la ea? La ea nu-mi place când e tristă, că nu are de ce să fie tristă. Și mereu îi spun, tu nu ai voie să fii tristă, tu nu trebuie să fii tristă, tu trebuie să fii... optimistă, da. Da. Și? Și... nu știu cum face, se organizează, are timp pentru toată lumea, are atâția prieteni, eu de-abia am timp de relația mea cu ea, pe cuvânt, nu am nu-ți timp. Place la ea că plânge des? Și plânge pe... e sensibilă și ea, dar cred că mai mult plâng eu. Nu mai zici ceva de Bela, că nu mai bine zici. Nu, de plâns mai mult plâng eu, mai puțin. Am povestit eu de cățel, voi v-ați spart în anchetă. A, venim odată, că suror cățelușele noastre, să venim neapărat. Da. Deci cam așa, cățelușe aici cu cățelușe, sunt surori, noi două. Ce face când este înșelată într-o prietenie prietena ta? Deci cum face Cristina când se simte înșelată? Îi se simte înșelată încrederea de cineva foarte... Ți-am zis eu, poți, că nu sunt fete de calitate. Ți-am zis mai rar. Tot cu vorba dulce și cu asta plătesc. Eu nu sunt asta care plătesc cu răutăți. Nu. Tot cu diplomație. Da? Eu cum fac, că nu mai știu. Eu le mai spun. Da. Deschizi gura, noi tu ești scorpion, te iei cu ei. Noi suntem echilibru, noi suntem într-un perfect echilibru, stai cu minte că ne completăm. Pentru că s-ar putea ca persoana care m-a deranjat și m-a supărat să nu-și dea seama. Dar ce-i spun? Nu e elegant. Vezi că e greșit, da. Da, e greșit, nu e elegant ce ai făcut. La revedere, nu mai ești prietena mea. Bună ziua! Bună ziua, nu ești prietena mea. Bună ziua, la revedere! Nu mai ești prietena mea. Cum era în celebra emisiune? Da. O luăm pe Cristina acum și o invităm frumos la locul de cântă. Așa, mai că v-am făcut. Asta vreau eu să vă la ea. Așa, foarte frumos. Zi cum ai făcut cu mâncarea aia, domnul Salomia, că toată lumea salivează acolo. Mamă, ce miroase aici la voi. Pentru acest chili con carne am folosit jumătate de kilogram de carne de vită mix cu carne de porc, o ceapă roșie, o ceapă albă, un ardei roșu, doi ardei iuți. Am folosit spre final și brânză de capră. Da. Telemea foarte, foarte bătrână și foarte parfumată în același timp. Coajă de lime, ardei iute și cam atât. A, și fasole roșii. E foarte bine. Noi n-am terminat cu fetele, că au crezut că am terminat. Ne cântă Cristina și ne întoarcem. E foarte ambele, bine, doamne. Asta... ambele se cheamă piesa mea, ambele. Doamnelor și domnilor, nu ambele piese ale Claudiei Ghițulescu, ci acum ambele piesa mea. Cristinei Spătar. Deci, ambele. Inimile noastre sunt pintate, pe stele reflectate, împreună destinate. Vom transforma iubirea în artă, dragostea noastră e colorată, nimic nu o să ne despartă. Ambele inimi vorbate, suflete legate, vor trece peste toate și prin oceane sărate. Ambele inimi vorbate, suflete legate, de iubire purtate, știi că nu pot fi secate. Doi nemuritori.
îngheață timpul. Ele se iubesc și când vântul aduce frigul. Inimile noastre sunt perfect apropiate. Inimile noastre împreună fac toate. Când una cade pradă curilor și se răcește, cealaltă vede tot, o ia în brațe și o încălzește. Când una simte frică și lumină îi dispare, cealaltă o așteaptă acasă cu raze de soare. Ambele inimi vorbate, suflete legate, vor trece peste toate și prin oceane sărate. Ambele inimi vorbate, suflete legate, de iubire purtate, știi că nu pot fi stricate. Doi separate de lume, yeah, yeah. Două inimi, sânge pe o marină, se pot scufunda când ca un submarin. Prin deșert noi lăsăm urme, cu stele separate de lume, yeah, yeah. Ambele inimi vorbate, suflete legate, vor trece peste toate și prin oceane sărate. Ambele inimi vorbate, suflete legate, de iubire. Bravo, Cristina! Ambele invitate sunt așteptate. Mai avem o întrebare sau două, mai avem câteva minute. Și în afară de întrebări, avem și un cadou la sfârșit, ca să știm că n-am chinuit fetele așa pe uscat, da? Super! Foarte frumos! Cine trage? Cine trage? Cine hai trage? Place la voi că mereu e cu cadouri de la Oana. Da, 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 imediat o să vedeți. Și sunt și foarte bune. Dacă ar fi un personaj într-un bazm, cine ar fi? Ce personaj din bazm crezi că este de felul ei, Claudia Ghițulescu? Nu știu, chiar nu știu. Cred că e zâna bună, ea îi împacă pe toți. E zâna ea bună, le face, nu? Cunoștință. Bine că nu e Xena, prințesa războinică. Nu, nu, și Cristina? Nu, Regina. Regina? Regina. Ai văzut? Ea... Așa mă răsfață ea pe Regina. Adevărul e că acum niște ani am cunoscut-o pe Cristina în calitate de regină. Deci da, regina, și ea a regina, regina rămâne regină. Ia să vedem. Ia regina e regină pe viață. Păi da, dacă ai cunoscut-o acum câți ani, acum tot regina a rămas. Da. Ai invidiat-o vreodată pentru ceva? Nu cred. Da, nu cu invidiatul, cât, nu știu, cu slăbitul. Cu slăbitul ei. Nu este cu slăbitul. Nu este cu slăbitul. Primul care slăbește mai repede. Dar ea nu mănâncă, las, că știu eu ce face. E, nu mâncă, mâncă. Ai început să mai mănânci? Ce să faci? O perioadă mâncat două frunze. Și noi. Așa e, am avut o perioadă mâncat un măr pe zi. Și o morcov. Și tu un morcov, tata. Când ne întâlneam, ea avea morcov. Eu mărul și ea morcov. Da, a trecut. Ai scăpat de morcov, că nu e bine să stai cu morcovul, înțelegi, după tine. Nici măcar în geantă atâta morcov. Mai mănânc, acum am început să mănânc, cel puțin toată vara. Tu ai invidia-o pe, ce, pe Claudia pentru ceva? Nu, să știi că ți-am mai spus asta, e foarte pozitivă. Nu știu de unde și ea energia, dar e foarte pozitivă. Da? De câte ori, da, de câte ori o sun, ea e mereu, se simte că e cu zâmbetul pe buze, indiferent ce probleme ar avea. Dar eu nu am de ce să fiu tristă, viața e prea minunată. Așa este, așa este. Dar nici ea nu are. Da? Bine. Da, nici eu, dar eu imediat hai, cad. Hai, o ultimă eu întrebare, mai doamnelor și domnilor, după care lăsăm fetele că le-am chinuit destul. Da, nu, care este locul... A, ce frumoasă e ultima. Care este locul ei preferat din lume? Care e locul preferat al Cristinei? Unde e ea regina, cum ar fi? Cred că Dubai. Nu numai la Râmnicu Vâlcea, că asta știm. Că acolo e sufletul ei. Italia. Italia, am Italia. Italia, unde e Italia? Italia e mare. Toată Italia îi place. Mi-a și zis. Există un loc anume? Da. Nu cred. Ma, cred că zona aia de, mai de nord, așa, de la Firenze în sus. De la Firenze în sus? Da. Caprinul e frumos. Nu, dar toată e frumoasă. Uite, am fost în Positano, am fost chiar e frumoasă Herb. Toată Italia. Super. Amalfitana acolo. Da, bravo. Amalfitana, ce fine, deci, da. Dar dânsa... Deci Italia. I-a zburat un foc, of, Doamne, noi suntem îndrăgostiți de Italia, tu nu și știi... Și tu, dumneata, unde iubești în Italia? La ce restaurant? În restaurante? La ce pe Napoleon?
pe cum strada spunea maestrul Floișteanu, prin restaurante, baruri, cafenele și locuri. Stai puțin pe Napoleon. Pe Napoleon, ea știe, ea la shopping. Monte Napoleone, treabă da, serioasă la Milano. Mă scuzați. Acolo, și la Domo, acolo m-aș... Acum, la Milano, da. La Rinascente, frumos, da. Frumos așa pun. Acolo îmi place mie, m-aș duce da, nu pe fiecare cu... să-mi dau cafeaua. Doamnelor și domnilor. Dar nu merge prietena mea, Cristina, cu mine, care treabă. Lasă că mergem, luăm avionul, plecăm. Da, asta există telefoane pe lumea asta. Luăm avionul, mergem, bem cafeaua și ne întoarcem. Oana, te pupăm și mulțumim. Da, astea sunt super produse, știu că eu le-am avut și le-am terminat. Le-a terminat. Doamnelor și domnilor, ei bine, așteptăm să vedem ce se va întâmpla de sărbători. Tu de sărbători? Pe 12-3 sunt la Londra, o să cânt, da. O să cânt, Gilbert a organizat acolo o petrecere frumoasă. Așa? Gilbert? Așa? Gilbert, da, el a organizat și de Revelion o să fiu la Italia. Foarte frumos. Îmi place mie, la Veneția. Tu... Pe mine mă lasă acasă. Și vrea să meargă cu mine. Tu... Și eu, noi s-ar putea să mergem în Dubai cu copiii. Copiii își doresc în Dubai. De Revelion? Da. Poate ne vedem. Da. N-am spus nimic. Da. Da. Doamnelor și domnilor, îi mulțumesc foarte mult, Cristina. Și mulțumesc, noi vă mulțumim. Și noi vă mulțumim. Nu uitați să fiți și mâine alături de noi, pentru că avem multe surprize. Rămâneți cu Focus. Toate cele bune. Program disponibil pe primaplay.ro.